Proiectul Podul de Cărți TVR Iași donează o carte, schimbă un destin. A ajuns în satul Temeleuți, raionul Călăraș. Zecile de titluri de carte îi vor bucura pe copiii din localitatea din centrul Republicii Moldova, care au primit cu drag darul. Scopul proiectului este de a promova cititul în rândul copiilor și a valorilor românești. Sincer, m-am bucurat și îmi place mult ideea asta și mulțumim persoanelor care au donat cărțile, pentru că este o oportunitate foarte bună de a ajuta copiii să învețe mai bine, de a realiza succes în viață. Ați adus o colecție foarte mare de cărți, foarte interesante și diverse, pe diferite domenii. E foarte interesant, vă mulțumim că ați venit la noi în gimnaziu, ne-ați adus atâtea cărți interesante și chiar mi-am luat această carte să o citesc, fiindcă îmi place Harry Potterul. Cărțile au fost donate de elevii colegiului Mihai Eminescu din Iași, iar unele titluri au fost colectate de la târgul de carte Librex. Este un eveniment foarte măreț, deoarece este într-o zi foarte importantă, ce o să lese o amprente foarte adânci între toți noi, să mișcăm lucrurile din loc, prin cărți, prin oamenii cu suflet mare, prin oamenii care vin din cărți. Dezvoltare, prosperitate, exact asta ne-am propus, să schimbăm viața, destinul copiilor din două localități, din satul Peticeni și din Temeleuți. Acești copii merită o șansă la dezvoltare, iar noi, de rând cu profesorii, avem o responsabilitate enormă să le dăm șansa la o viață mai bună. Proiectul Podul de Cărți TVR Iași donează o carte, schimbă un destin, se desfășoară cu sprijinul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași și este susținut de TVR Moldova, Primăria Iași, Opera Națională Română Iași și Palatul Copiilor din